Doamna Atenașilor, Doamna Atenașilor, sunt una din plăcutele surprize din acest an, care le-am întâlnit în viața mea. Am citit prin lucrările doamnei Atena, cu mult timp înainte, când a scris o suită de articole despre Maramureș. A aflat o surprindere că este sighetean, faptul că a terminat liceul că domnul Artelean este din Batăinde și este un maramureșan neaor, că este profesor universitar la Cluj și este foarte cunoscut în țară și mai puțin cunoscut de noi, poate și pentru că avem alte profesii, și mai ales că activitatea doamnei Ilia Artelean este încununată de această carte care va fi o lucrare de referință indiscutabilă despre Maramureșul istoric. Cartea abordează una din cele mai grele și mai dificile perioade de interpretat ale istoriei Maramureșului. Ce s-a întâmplat între 1600 și 1700 în aceste timpuri? După cum știm, Ioan Mihai de Apșa, în lucrarea sa monumentală, Timpurile Maramureșene din secolul XIV și XV, abordează ce s-a întâmplat în Maramureș în acea perioadă, acelor două secole, în același timp, amintind urme ale trecutului din epoca pietrei, epoca bronzului, despre toponimie, așa încât lucrarea Miniani devine de referință și prin notele sale, eu nu mai prin litera documentului istoric pe care l-a prezentat. Perioada 1400-1600 deocamdată nu este abordată. Poate pentru că documentele nu există, poate pentru că nu sunt îndeajuns cercetători, dar doamna Artelean a avut o ocazie, bănuiesc, unică în viață, de a da de o comoară, comoara semnând documentul. Și așa cum le place arhivicilor, a început o muncă de arhivă care domnia sa mărturisea într-un alt discurs că nu a crezut că va fi atât de dificilă în alcătuirea unei lucrări fundamentale despre Maramureș. Domnia sa a descoperit în arhivele Clujului relațiile dintre Sighet și Bistrița, perioada în care Sighetul a fost înglobat în pasul Transilvaniei și aceste documente le-a adunat într-o lucrare de sinteză care este atât de plăcută, este foarte densă. Discutam cu colegii de ale mele, spuneam că nu poți să citești mai multe câteva pagini ca să nu te oprești să te gândești ce ai citit. Pentru că este foarte important să vezi. De exemplu, cum erau soldați, cum erau meșteșugari, cine erau nobili, cine erau juri, cum a fost poșta în Maramureș. Toate acestea să le explice doamna Penderete, cum a fost Biserica Ortodoxă în Maramureș în această perioadă. Domnia sa, din prudență, cred, nu a abordat problema invaziei austriece în Maramureș, poate și pentru că lucrurile încă nu sunt clarificate, poate pentru că accesul la documente încă nu este deschis peste tot. Sunt convins că doamna va continua această carte cu o istorie politică a Maramureșului, nu numai cu latura cea economică și socială a descrierii. Cartea este, vă spuneam, deosebit de interesantă. Are o prefață făcută de domnul academician Ion Aurel Pop, care este în vârful cercetării științifice, cum să spun, în lumea științifică de la noi. Este rectorul Universității din Cluj și domnia sa are cuvinte extraordinare despre doamna Artelean și cartea domniei sale. Îl rog pe domnul să ne spună câteva cuvinte despre carte sau cu dorește domnia sa. Domnia sa a lecturat cartea. Noi ne-am mai întâlnit cu această carte și îl rog să spună cu părerile, opiniile, sfaturile, sugestiile despre lucrarea sa. Thank you.
am și a fost un prim an istoric al Maramureșului. Iar opera Dumnezeu sale, istoria comunitatea Maramureșului, domnul Bun, titlul în Maramureșeni din secolul de 14-15, pentru că asta este titulatura completă. E o carte de căpătâi, despre care mari savanți, istorici ca noștri și nu numai, spun că nu se poate scrie istoria poporului român, cartea domnului Ioan Mihai.